Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Băi, am o știre absolut fascinantă. E pe genul meu, nu știu dacă o să vă placă, dar o dau cu forța. Vă dau cu forța știrea asta. Ia, spuneți, vă rog. Oamenii de știință au reușit să descifreze primele fraze dintr-un sul de papirus carbonizat, vechi de aproape 2000 de ani, găsit de arheologi în ruinele de la Herculaneum, orașul roman care a fost acoperit de cenușă vulcanică în anul 79 după Hristos, când a erupt Vezuviul. Pompeii și Herculaneum sunt cele două orașe acoperite atunci de lavă, resturi piroclastice și așa mai departe. Dar în mod diferit, adică în Herculaneum a fost mai mult cenușă, în timp ce în Pompeii mai mult piatră. Nu mi-a uitat așa la mine. Nu, că încerc să mă aduc aminte, că am fost acolo și am văzut. E mai mare, dar Herculaneum mai mic și mult mai bine păstrat. Bun. Și în ruinele de aici a fost descoperită în 1730, dacă mi-aduc bine aminte, de la Herculaneum, o vilă. Și în vila respectivă, care a fost excavată parțial, au descoperit o bibliotecă întreagă cu mii de suluri de papirus, conținând o rezervă uluitoare de texte din antichitate, probabil necunoscute cele mai multe dintre ele. Acolo stătea țiriac. Că era cu bibliotecă, nu era asta cu... Asta zic, aveau Ferrariul papirusurilor. Acolo ar fi fost caroțe. Da, inițial, adică nici nu și-au dat seama ce sunt la început. Au folosit unele dintre papirusurile astea carbonizate, le foloseau ca să aprindă focul cu ele. Înțelegi? Cred că sunt bușteni. Este... Da, îngrozitor. Bun. Și au fost recuperate câteva sute. 800 de astfel de suluri sunt în Biblioteca Națională din Napoli. Asta, resturile astea sunt, de fapt, singura bibliotecă din antichitate care există. Acum, e un fel de a spune există, că problema e că sulurile de papirus carbonizate sunt atât de fragile încât se fărâmițează complet, se fac praf, sunt de fapt cenușă rulată și nu pot fi desfăcute fără a fi completamente distruse. Și au fost stricate multe în cursul încercărilor inițiale de a fi desfăcute. Au încercat cu tot felul de substanțe, cu derulări, un milimetru pe an, ceva de genul ăsta n-a mers. Însă acum există tehnica asta care permite deschiderea lor virtuală. Adică, sulul rămâne ca atare și este, imaginați-vă, să zicem, un fel de computer tomograf care este extraordinar de sensibil și acesta scanează sulul carbonizat și poate recrea imaginea tridimensională a acestuia cu atâta precizie încât nu doar că izolează fiecare strat din sulul rulat, dar poate sesiza diferențele infinitezimale de grosime ale hârtiei, acolo unde există sau a existat un text scris cu cerneală. Înțelegeți performanța? Deci pe hârtie, o hârtie are o anumită grosime, când scrii cu cerneală se mai adaugă un strat. Infinitezimal, nu? Cum infinitezimal. Foarte, 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 mic. Foarte, foarte subțire. Foarte, foarte, foarte subțire. Așa. Și după ce a fost carbonizat și recuperat după 2000 de ani, computerul poate identifica această variație atât de mică de grosime. Și cu ajutorul inteligenței artificiale, acest sul este desfăcut după aceea în mod virtual, pe el se recrează textul scris și la începutul anului trecut, trei antreprenori americani, pasionați de istorie și tehnologie, au lansat un concurs global, i-au spus Vesuvius Challenge, în care ofereau un premiu, primii totale de $1,000,000, dar un premiu de $700,000 acelui sau acelor cercetători care reușeau să descifreze măcar 4 pasaje de text din 2 astfel de suluri. Ce a zis? Te-ai înscris? Și în urmă cu 3 zile, Fundația Vesuvius Challenge a stabilit câștigătorii premiului 3 cercetători din mai multe țări care au reușit să recupereze 15 coloane de text de la sfârșitul unui papirus. Și textul ăsta pare să fie aici mișto. E un text necunoscut, nu se știe nimic despre el. Pare a fi finalul unui eseu filosofic pe tema bucuriilor vieții, în care autorul vorbește despre mâncare ca una dintre plăceri. Deci cum e în viața asta? Înțelegi? Primul text recuperat după 2000 de ani, un text totalmente necunoscut din antichitate, o tehnologie extraordinară, vorbim despre mâncare. Ce ne pasionează. Și autorul se presupune că este vorba despre un filozof epicurean care locuia chiar în orașul respectiv. Deci autorul se întreabă dacă în textul ăsta, dacă lucrurile care sunt mai rare oferă plăcere mai mare decât cele care sunt abundente.
Adică dacă raritatea sporește plăcerea. Și pare să nu fie de acord cu asta, că scrie așa, citez: așa cum este și cazul mâncării, nu considerăm că lucrurile care sunt rare sunt în mod absolut mai plăcute decât cele abundente. Ceea ce este absolut, am încheiat ceva, ceea ce este absolut corect. Adică, sigur că în România sunt rare stridile, iar micii sunt foarte abundenți. Dar nu înseamnă că stridile, dacă sunt rare, sunt mult mai plăcute decât micii. Ba, din potrivă. Sunt niveluri diferite de plăcere, uite. Da. Deci abundența de mici pe noi ne încântă. Corect. Nu? Cum ar veni? Da, foarte mișto oricum. Ce ziceți de asta? Nu? Și aștept și rețete de la Vesuvius Challenge, că sigur o să vină. Să știi că exact la asta mă gândeam. Să apară cartea latinească Sandas Marinus de rețete antice. Marinus Vesuvius. Aia, sărmanii, mie milă de ei, pentru că ei găteau fără o grămadă de ingrediente care sunt comune astăzi pentru noi. Fără roșii, fără ardei iuți, fără cartofi, fai de capul lor, fără mălai, da? Aceasta cred că este prima știre despre cercetare și cercetători după mai bine de 10 ani. Luca, ți-aduc aminte, Vasile Pârvan, da? Ți-aduc aminte că primul episod a fost cu Vasile Pârvan. M-a descurajat. Da. Aici n-ai văzut că nu i-am mai citit pe cercetători, au rămas anonim. Sunt niște, un egiptean, un englez, nu... E, cam banc, un egiptean, nivelul... un englez și un francez. Da. Au luat trei. N-ajung la nivelul lui Pârvan. Bravo, next level, ce să zic. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.